Trebuie să scap! Ia să-mi folosesc echipamentul special! La treabă, pantofilor! Hai să vedem de ce sunteți în stare! Bună! Auleu! Aaa! Trebuie să am grijă să nu cad! Unde a dispărut? Am pierdut-o! Fiu! Trucurile de spionaj chiar mi-au fost de folos! Oh, bomboane! Arată delicios! Am zis eu cumva că le poți mânca? Dispar de aici! O să-ți strici pofta de mâncare! Trebuie să le pun undeva unde nu o să le găsească! La naiba! Cum fac să ajung la bomboanele alea dulci? Am o idee! Sper doar să nimeresc! Ce-a fost asta? Parcă am auzit ceva! Cred că mi s-a părut! În regulă, urmează a doua etapă! Ia să vedem unde ascunde bomboanele! Ce tot faci? De ce te porți așa dubios? Uneori nu-l înțeleg! Se pare că sunt fix aici! Să dau la o parte toate pernele și astea de jos! Nimic! Chiar credeam că o să găsesc bomboanele aici. Ia stai așa! Trebuie să caut în continuare. Nu sunt aici. Nici aici. Nimic. Nu. Nici aici. Trebuie să caut în continuare. Ah, cum e poza asta? Hai să dau plantele astea la o parte și... le-am găsit! Ok, e timpul pentru niște bomboane. Fix asta îmi doream. Nu, fix asta meritam. Ce mult m-am chinuit să le găsesc. Mersi, cască! Uf, ce zi epuizantă! E incredibil că am picat testul la matematică! Ce fac acum? Tata o să facă urât! De ce plângi? Ia să văd! Ah, ai luat notă mică? Ai picat? Leșin! E în regulă, e în regulă! Cred că sunt bine acum! Dar tu? Fă-ți bagajele și dispari! Nu pot să-l las să vadă nota asta! Stai așa! Cred că am o idee genială! Placa asta de păr o să-mi salveze pielea! În regulă! Ia să vedem! Fiu! Nu a luat foc! Acum trebuie să fac niște modificări! Ah, vine! În regulă! Ia să-ți văd testul! Ce-i asta? Notă maximă? Bravo! Te pricep la mate la fel de bine ca mine! Mersi, tată! Am învățat foarte mult! Ok, acum să mă totolesc asta! Ce-i asta? Mi-a aruncat cumva un bilețel? E un desen! Ce amuzant e! Vrei să ne arăți și nouă ce e așa de amuzant? Nimic! Ei, poftim! Ia să vedem, pare a fi o ilustrație. Ăsta ar trebui să fiu eu? Nici măcar nu era desenul meu. Ups, acum mă simt prost. Oare ce pot face legat de asta? Hei, da, s-ar putea să funcționeze. Încă un bilețel? Nu, în niciun caz. Te-am văzut. Dă-mi coace bilețelul ăla. Acum! Ia să vedem ce scrie. Ăsta e altceva. Ce elevă bună ești. Poftim! Poftim? Ce a fost asta? Poftim, nu înțeleg nimic! Psst! Hei, folosește-ți sticla de apă! Ok, o să încerc! Gata! Am turnat niște apă peste și acum... wow! Un mesaj secret! Ce tare! Și e și adevărat! Și amuzant! Hai odată! Știu că pot depăși nivelul ăsta! Hei, ce faci? Pare foarte distractiv! Hei, pot să încerc și eu? Nu, e jocul meu! Uf, ce rău e! Dar mi-a venit o idee! Hei, uite ce camion tare! Vrei să facem schimb? Nu! Chitara asta e foarte tare! Sunt sigură că vrei să o testezi! Nu, mersi! Ți-am adus gustările și sucul preferate! Nu mai încerca! Cum vrei atunci? Stai singur! Mi se face somn. Poate am nevoie de odihnă. Da, un pui de somn ar fi perfect. În regulă! Acum e șansa mea!
O să mă tăresc pe podea ca să mă apropii. Trebuie să aibă telefonul pe aici. L-am găsit! Aaa! La naiba! Are un cod de acces! Care ar putea fi parola? Pariez că pot deschide telefonul și fără cod. Așa! Dormi în continuare! Cât îți colorez eu degetul mare cu ruj! Perfect! I-am luat amprenta pe bucata asta de scoci! Acum o pun pe degetul meu mare! Și acum o să registreze doar amprenta lui! A funcționat! Am acces! Și gata! Fiu! Merit ceva dulce după toată munca asta! Ce mult îmi plac bezelele moi! Sunt super! Ce bune sunt! O să mai mănânc una! Hei! Ce? Unde mi-a dispărut bolul? Cum a putut să dispară pur și simplu? Ia ce mănâncă acolo? Bezelele mele! Tocmai am mâncat-o pe ultima! Ce hoață! Ce trădătoare! Mi-au dispărut toate bezelele moi și nu mai vin aici! Trebuie să fac ceva pentru a-mi ține gustările în siguranță. Da, ăsta e ce trebuie. Ok, am un biblioraft și un cutter. Trebuie să-l tai fix aici, lângă inele. Așa, l-am tăiat până jos. Urmează pistolul cu lipici fierbinte. O să pun peste partea rămasă. Și acum o să lipesc alt biblioraft deasupra. Pistolul cu lipici fierbinte e preferatul meu. Dar nu-mi place deloc când îmi ajunge lipici fierbinte pe degete. Acum să adaug și ultimul biblioraft în vârf. Perfect! Seamănă cu un teanc de bibliorafturi. Dar de fapt, e gol pe dinăuntru. Acum pot să-mi pun toate gustările pe un raft. Bezea moale! Și bibliorafturile le ascund pe toate. Acum nu o să mai înfure nimeni gustările. De unde ai luat bezeaua aia moale? Vreau și eu, dar nu le văd! Unde le ascunde? La naiba! Dați un test, exact! Sunt super pregătită pentru testul ăsta! Trebuie să-mi pun ochelarii speciali și sunt gata de treabă! Arată ridicol cu ochelarii aia stupizi! Ce bine că am copiuța asta! Tu, îți văd copiuța! Nu mai am nimic! Psst! Hei! De ce nu încerci să citești astea? Notițele astea n-au logică! Nici măcar nu sunt lizibile! Nu înțeleg cum o pot ajuta! Sunt notițe de spion, uite! Trebuie doar să-ți măzgălești notițele făcute, dar trebuie să folosești un pix de altă culoare, cum ar fi roșu! Acoperă-ți bine de tot notițele ca să nu se vadă scrisul deloc. Așa, profesorul nu le poate citi și nu vei păți nimic. Gata, acum trebuie să iei un marker roșu și să-ți colorezi lentilele. Începe să le colorezi. Trebuie să acoperi lentilele complet ca să pară că așa arată ochelarii. Wow, totul e roșu. Bun, și acum? Hei, cu ochelarii ăștia văd notițele ascunse. Ce tari sunt! Mulțumesc foarte mult! Plăcere! Acum hai să luăm notă maximă! În regulă, elevi, e timpul să vă testez cunoștințele! Uite, cred că ăsta e răspunsul la întrebarea asta! Incredibil! Trișați chiar în fața mea! Voi doi, ce faceți acolo? Da, v-am nimerit la fix! Păi... cred că ne putem ruga... Am o idee mai bună și implică sticla asta de suc. O să întorc invers și o să încep să scriu răspunsurile pe ea. Ca să nu se vadă scrisul, o să folosesc un marker închis la culoare. Sigur iau testul cu ajutorul ecuațiilor astea. Acum copiuța mea de pe sticlă e gata de utilizare. Ce tare! Copiuțele sunt invizibile! Vrei ceva de băut? Poftim! Sigur! Îmi place cola! Wow! Uite! Răspunsurile sunt fix aici! Le pot vedea! E uimitor! Nu mă băgați în seamă! Beau niște suc! Asta e tot! În regulă, e timpul să iau testul ăsta! Care e cel mai interesant truc de spionaj pe care îl știi? A funcționat? Spune-ne într-un comentariu! Și nu uita să dai share acestui clip în rândul prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru de YouTube!